Biserica Sfântul Nicolae Domnesc este un simbol al Iașului, pentru că ea a fost construită, se spune că este cea mai veche biserică din Iași, care a rămas în picioare, biserică din piatră. Mai există biserica armeană, care are o vechime ceva mai mare, însă această biserică a fost reconstruită în mai multe rânduri și inițial a fost o biserică din lemn. Biserica Sfântul Nicolae Domnesc a construit pe lângă curtea domnească, a construit-o Ștefan cel Mare în urma unei bătălii de la Cătlăbuga din anul 1491. Încheiată în 1492, această biserică a fost construită foarte repede. Istoricii spun că ea a fost rezultatul acestei bătălii. Se știe destul de puțin dacă într-adevăr a fost urmarea unei bătălii, pentru că Ștefan cel Mare avea obiceiul de a construi bisericile așa cum știm și mănăstirile în urma victoriilor sau în urma unui fapt extraordinar petrecut în bătălii. Așa cum știm, a construit și două biserici care au devenit mănăstiri și care au fost rezultatul unor înfrângeri, a doua înfrângeri. Această biserică, Sfântul Nicolae Domnesc, a fost construită lângă curtea domnească și a avut rolul de a fi o biserică a domnitorului. Se numește domnească pentru că în această biserică s-au încoronat domnitorii Moldovei de-a lungul istoriei până la Dimitrie Ghica, care a fost ultimul domnitor încoronat aici, existând și un ritual apropiat de cel bizantin a închinării domnilor și a ungerilor ca și domnitorii Moldovei. Datorită acestui lucru, Biserica Sfântul Nicolae Domnesc a avut și o rezonanță destul de mare în acest oraș și în Moldova. Ea a avut un statut special pentru că de-a lungul vremii a fost pe rând mănăstire, biserică dedicată unor călugări ruși, a fost o biserică la care s-au construit trei altare, ceea ce este destul de rar în tradiția moldovenească românească, pentru că ea a provenit din partea sau din tradiția slavonă, unde există până astăzi multe biserici cu mai multe altare. Biserica aceasta a avut un altar închinat Sfântului Nicolae, cel central care se păstrează până astăzi, și alte două altare, unul dedicat Sfintei Barbara și unul Sfântului Ștefan, în care se slujea în trei limbi. În limba românească, altarul Sfântului Nicolae, în limba slavonă sau rusă, altarul Sfintei Barbara și în limba greacă, altarul Sfântului Ștefan. Cele două monumente de pe exteriorul bisericii sunt locurile în care au fost Sfintele Mese ale celorlalte două altare, care au fost dărâmate de arhitectul Lecomte de Nuit în anul 1904, când s-a încheiat renovarea capitală a acestei biserici, care a fost comandată de domnitorul Carol I, socotit și al doilea titor al bisericii. Biserica este ștefaniană pentru că ea s-a construit pe acest loc de Ștefan cel Mare. Pe peretele dinspre nord al bisericii se află tablourile votivele celor doi mari ctitori, Sfântul Ștefan cel Mare, care închină Biserica Mântuitorului Hristos, și domnitorul Carol I cu întreaga familie, care a plătit foarte mult pentru reconstrucția sau refacerea acestei biserici odată cu Biserica Mănăstirii Sfinților Trei Ierarhi. Thank you.
Ceea ce vedem acum în biserică sunt semnele reconstituirii din timpul lui Carol I, deoarece el, arhitectul Condonii, a avut o metodă destul de originală de a reface această biserică și anume a dărâmat întreg edificiul care era de două ori mai lung decât în momentul de față. Exista un pridvor și o clopotniță foarte înaltă adăugate de rușii care au stăpânit aproape două secole această biserică și care au fost dărâmate și el a dorit să readucă biserica la forma inițială așa cum a construit-o Ștefan cel Mare. Că este așa, sigur, sunt mai multe păreri. Ceea ce a fost modificat este mai întâi prezența celor doi stâlpi foarte mari în interiorul bisericii care despart pronaosul de naos. Se spune că în vechime aici era un perete, așa cum vedem în bisericile ștefaniene de pe cuprinsul țării. Acum sunt doi stâlpi foarte mari și de asemenea câteva încadramente care au ridicat turla mai, au făcut-o puțin mai înaltă decât era în planul original. În rest s-au păstrat dimensiunile și forma acestei biserici. Pictura este realizată de doi pictori francezi, cei care au pictat și Mănăstirea Sfinților Trei Erari și care are o influență destul de, să spunem așa, străină de pictura Moldovei din de la începutul secolului trecut. Biserica de la Iași este remarcabilă pentru că este din perioada de maturitate a ctitoririi lui Ștefan. Din numele său se leagă cristalizarea stilului moldovenesc. Iar la această biserică suntem într-o etapă în care stilul atinsese maturitatea sa și găsim aici elementele sistemelor de boltire și elementele constructive pe care sunt caracteristice acestui stil. Este interesant și anul în care a fost ctitorită, noi spunem astăzi 1497, dar după calendarul epocii lui Ștefan cel Mare era anul 7000 de la facerea lumii, deci părea un sfârșit de veac sau un început de veac, ceea ce dădea o semnificație specială. Ar trebui să mai amintim faptul că această biserică a fost pictată și la exterior, precum bisericile din nordul Moldovei, din așa zisa Bucovină de astăzi, însă nu pictura pe care o găsim astăzi în ochnițe cu acele portrete de sfinți, ci o pictură exact ca la Voroneț sau la Sucevița, la Moldovița, cu temele bine cunoscute care se desfășurau pe întreaga suprafață a bisericii, iar între istorici de artă există și acum dispute dacă această pictură exterioară începe în timpul lui Ștefan cel Mare sau în timpul lui Petru Rareș, așa cum s-a consacrat. Biserica este numită domnească și așa cum spuneam, a avut o istorie destul de lungă, a fost înzestrată cu multe odoare, danii și proprietăți, deoarece a fost o biserică a domnitorilor. Ea astăzi are un statut deosebit, este paraclis mitropolitan și păstrează frumusețea și demnitatea acestei unei istorii care a încărcat biserica încă de la primul ei ctitor. Așa cum știți și cum știm, Sfântul Ștefan cel Mare a fost canonizat și îl socotim unul din sfinții ctitori acestei biserici, ceea ce nu este puțin lucru. Dar mai sunt doi sfinți care au fost canonizați și care sunt legați de această biserică. Este vorba de Mitropolitul Dosoftei, în timpul căreia această biserică a fost catedrală mitropolitană, care a construit și clădirea de alături, numită până astăzi Casa Dosoftei, în care a funcționat prima școală
cu program din Europa, o școală înființată de Mitropolitul Dosoftei pentru fiii și pentru copiii păturii de jos a acestui popor și nu pentru aristocrați, așa cum se credea. De asemenea, în al doilea nume legat, și așa cum știi, Mitropolitul Dosoftei a fost canonizat, este Mitropolitul Varlaam, cel care a adus moaștele Sfintei Parascheva în Iași și care, într-o vreme, a slujit în această biserică și, înainte de a se ridica Mănăstirea Sfinților Trei Ierarhi, locul ridicat de domnitorul Vasile Lupul pentru a adăposti moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva la vremea aceea. Biserica, precum se știe, în urma restaurării de la 1880-88, a fost destul de mult transformată, practic reconstruită. Ea, pentru că era pusă în slujba curții domnești și trebuia să găzduiască ceremonii ample, a avut adaosuri construite în secolul 17, în secolul 18, dar atunci când arhitecții sfârșitului de secol 19 au hotărât să restaureze biserica, au dorit să redea biserica originală lui Ștefan cel Mare, să înlăture orice alte adaosuri ulterioare și să se apropie de forma originală pe care Ștefan cel Mare a lăsat-o acestei biserici. Biserica păstrează pe exterior un număr de 365 de imagini pictate. După cele 365 de zile ale anului, sunt pictați și filosofi și figuri care nu fac parte neapărat din canonul bisericesc și sfinții pe care îi cinstim și îi pictăm pe biserici, dar care anticipează creștinismul și care au, prin gândirea lor sau viața lor, au contribuit la teologia de mai târziu, care a fost trunchiată sau așezată pe gândirea veche, mai ales gândirea filozofilor greci, care au anticipat credința în Dumnezeu cel adevărat. A fost având nevoie de renovarea din timpul lui Carol I, pentru că ea s-a degradat destul de mult datorită vremurilor prin care a trecut. Atunci, în timpul lui Rosete, atunci când biserica a suferit și din urma unui cutremur și a războaielor, mai ales cu ruso-turce, care au trecut pe aceste meleaguri, biserica a avut nevoie de renovări și de aceea, fiind dăruită unul cărugări ruși care au stat aici, așa cum spuneam, aproape 200 de ani, aceștia au întărit biserica și au încercat să o conserve și să o păstreze ca un monument de preț al Iașului. Sigur că vremurile au afectat-o destul de mult și a fost nevoie de această renovare care s-a încheiat în anul 1904, și prin care Carol I, deși el nu era de religie ortodoxă, a fost foarte atașat și a rămas atașat acestei tradiții și religii pe care a găsit-o în țara noastră și pentru care nu doar că a plătit foarte mult, ci s-a și simțit atașat de valorile poporului pe care l-a condus. De altfel, în altar se află o inscripție de pe vremea lui Carol I, săpată în bronz,
și care mărturisește această dragoste lui Carol I pentru Biserica Neamului pe care a rânduit Dumnezeu să-l conducă. Aici, în incinta bisericii lui Ștefan cel Mare, a existat pe vremuri și un mic cimitir în care au fost îngropate osemintele multora de cei care au decedat și aveau legătură cu biserica, cu parohia, cu acte de ctitorie și de donație către biserică. Acest cimitir a apărut din când în când la iveală datorită unor lucrări edilitare din zonă. Și în legătură cu el a fost datat casa Dosoftei de astăzi, cea care adăpostește Muzeul Teaturii Române Vechi, în sensul că atunci când s-au făcut săpături arheologice, s-au găsit și sub această casă morminte, anterioare anului 1670, și în felul acesta s-a spus că această clădire reprezentativă, casa Mitropolitului Dosoftei, este de fapt o clădire construită ulterior, care a avut o semnificație funcțională în interiorul bisericii și a dobândit o funcționalitate comercială ulterior, atunci când i s-a schimbat fațada spre ulița Sfânta Vineri, cea mai prosperă dintre ulițe comerciale ale orașului Iași, și s-a construit acel portic cu coloane pe care le vedem și astăzi și care făcea specificul în asemenea dughene din secolul 17-18. În Iași erau mai demult numeroase astfel de clădiri, dar a supraviețuit doar aceasta și o mică clădire din incinta mănăstirii Golia. Putem spune că și zidurile pe care le vedem astăzi, între palat și Biserica Sfântului Nicolae Domnesc, făceau parte din incinta mănăstirii. Probabil că temeliile sunt mai vechi, chiar din secolul 15, dar zidurile aflate acum în picioare, arheologii spun că datează din secolul al 17-lea. Se spune că ar mai fi fost o biserică peste care s-a construit aceasta, dar nu s-a găsit încă în Iași, care ar fi cea mai veche biserică din Iași construită în timpul lui Alexandru cel Bun. Așa cum știm, domnitorul Alexandru cel Bun a fost un domnitor cu o credință foarte puternică și care a și construit multe mănăstiri și biserici. Și este greu de crezut că aici, în Iași, nu a construit o biserică atunci când a înființat curtea domnească. Deci se spune, prin tradiție, că ar fi ridicat această biserică pe aceeași temelie a acelei biserici care i s-a dărâmat. Noi am pornit aici o cercetare arheologică pe care am derulat-o acum câțiva ani, când nu s-a încheiat și am descoperit doar un fronton, un pilon al bisericii vechi din vremea lui Ștefan cel Mare, care s-a făcut și din piatră și care este la vreo 4 metri în pământ. Dar n-am găsit urmele bisericii vechi încă. Vremea lui Ștefan cel Mare se păstrează inscripția exterioară, scrisă în română veche cu caractere slavone, care a fost descoperită sau care a rămas din zidul vechii biserici și se află pe exterior, în piatră. Este o mărturie a ctitorului acestei biserici,
pentru că în anii 80 biserica a fost închisă la ordinul comuniștilor. Multe din valorile acestei biserici au fost transferate, unele au ajuns în muzee, spre exemplu în Muzeul de Istorie de la București, sau în alte biserici din Iași sau din prejurul Iașului. Această biserică a fost redeschisă după anii 90, când a fost inițial un metoc al Mănăstirii Sfinților Trei Ierarhi, adică un fel de biserică dependentă de Mănăstirea Sfinților Trei Ierarhi. Mai apoi a devenit paraclis mitropolitan în 1996. Astăzi biserica poate fi vizitată, este deschisă permanent. Avem multe cununii, mai ales legate de această biserică. Într-un timp a fost numită și Biserica Inimilor. Sigur că acum vremurile pe care le trecem sunt mai puțin favorabile și mai puțin fericite din acest punct de vedere, dar ea a păstrat în continuare această slujire pe care o împlinim și suntem tributari titorului acestei biserici pe care îl simțim pomenindu-l, nu doar pomenindu-l la Sfânta Liturghie, ci și simțim că slujim într-o biserică ce a fost ctitorită de unul dintre sfinții bisericii noastre.